sunteți în permanentă igiena mâinilor. Evitați contactul cu suprafețele comune și dezinfectați-vă. Constanța s-a pregătit la finalul acestei săptămâni de cel de-al doilea lockdown după carantina totală din luna martie. Încă de dimineață, oamenii au luat cu asalt mall-urile și hipermarketurile din oraș pentru a-și face provizii serioase. Cum se va schimba viața dumneavoastră în următoarele săptămâni? Ca așa cu 25 de ani. Pentru cât timp v-ați făcut cumpărături? Pentru 2 săptămâni. V-ați făcut cumpărături pentru cât timp? Pentru vreo săptămână și. Trebuie să venim să cărăm astăzi și mai venim duminica viitoare odată. Printre produsele cele mai cumpărate s-au numărat cele de bază, precum uleiul, făina, carnea și ouăle. Și de această dată, hârtie igienică a fost la mare căutare printre cetățeni. Oamenii nu au format cozi doar la supermarketuri, ci și la magazinele cu servicii de imprimare pentru a intra în posesia declarațiilor pe proprie răspundere în mai multe exemplare. Pentru declarațiile de mâine intră în vigoare restricțiile. Cât este? 10 bucăți, 3 lei. V-ați făcut pentru 2 săptămâni, să aveți? Nu, cred că nu trebuie, dacă mi-ajunge toată 14 zile. Cu toate că propunerea carantinării a fost votată încă de ieri de autoritățile locale, punerea în practică a măsurilor se poate face doar printr-un ordin semnat de Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență. Cu doar câteva ore înainte de carantinarea municipiului Constanța, nu se cunosc toate detaliile restricțiilor care vor intra în vigoare. Ieri propunerea a fost votată în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, iar Raed Arafat va avea ultimul cuvânt privind carantinarea municipiului Constanța și condițiile în care va avea loc această carantinare. Spre exemplu, am încercat să aflăm ce se va întâmpla cu centrele comerciale. Știm că ele vor fi închise în weekend, aici vor fi deschise doar farmaciile, magazinele alimentare și curățătoriile. Centrele comerciale vor rămâne deschise doar în timpul săptămânii. Începând din această seară, oamenii vor putea ieși din casă doar pentru nevoi urgente, dar și în alte condiții asemănătoare celor din starea de urgență. Se vor menține și unele excepții care este încă din perioada situației de urgență. Da, respectiv pentru mișcare în jurul locuinței, plimbat animale, necesități medicale, îngrijirea persoanelor aflate în dificultate, pentru servicii financiare și bancare. Nu toată lumea a înțeles însă ce presupune carantinarea municipiului Constanța și cum vor arăta următoarele 2 săptămâni. Adică acum știți ce trebuie și ce nu trebuie să faceți? Nu știu nimic. N-am înțeles nimic. Eu am înțeles că declarație pentru mașini, dar și pentru lume. Oricând ieșiți din casă, vă va trebui o declarație pe proprie răspundere. O să o facem și pe asta, da. Dar știați de acest lucru? Nu, acum am aflat. Incidența în municipiul Constanța este de 9,35 la 1000 de locuitori, iar în județ este de 6,13. Institutul Național de Sănătate Publică a transmis avizul de carantinare și pentru localitățile Agigea, Costinești, Lubina, Mihail Cogălicianu, Medgidia, Techirghiol și Valul lui Traian.